Bună dimineața! Sper că plantele voastre duc foarte bine. Astăzi este puțin cam înnorat, dar cu toate acestea ne gândim la perioada care urmează. Și vă spun asta pentru că astăzi vom pregăti împreună un covoraj de garzon pentru apropierea sărbătorilor pascale. Cum ar fi ca într-un colțișor din casă să avem o farfurie întinsă cu gazon în care putem să plantăm ouăle roșii, astfel încât să ne simțim ca la venirea iepurașului. Ei bine, pentru aceasta vom folosi nu o tăviță, ci două tăvițe, pentru că am ales de la magazinul la care am fost două tipuri diferite de gazon. Am ales un gazon normal și un gazon japonez, adică unul cu foarte multe floricele în el, să vedem cum o să ne iasă. Ei bine, pentru a planta gazonul, vom folosi în primă fază un strat de pământ nu mai mult de un centimetru sub marginea de sus a tăvii. Pentru aceasta eu mi-am pregătit un săculeț cu pământ. Cred că o să găsiți foarte ușor pământ de grădină. Este un pământ normal din care o să populez cele două tăvi. Acolo unde găsesc bulgăraș de pământ, după ce am pus tot pământul, o să-i sfărâm pentru a păstra o suprafață echilibrată și foarte fină la acest ghiveci de gazon. Umplem cele două tăvițe. Vom sfărâma bine pământul, astfel încât să nu avem pietricele de pământ, să nu avem bulgări de pământ, de fapt, și îl întindem foarte egal pe toată suprafața. Să fie cât mai drept, pentru ca acest covoraș pe care îl vom crea să fie la fel foarte, foarte unitar. Gazonul este foarte frumos și dă un aspect plăcut în orice loc în care l-am pune. În parcurile englezești, gazonul este specific pentru că acoperă suprafețe foarte întinse. El tuns cu regularitate, adică foarte, foarte, foarte des, dar odată în fiecare zi cu o stropitoare potrivită, poate să dea rezultate foarte bune și poate să reziste chiar dacă oamenii se așează sau calcă pe el. De altfel, cum bine știți, gazonul este utilizat inclusiv pe stadioane unde fotbaliștii aleargă și dau cu piciorul și dau cu mingea și văzut că de fiecare dată gazonul arată de cele mai multe ori foarte bine. Eu voi desface acum prima cutie de gazon pe care am cumpărat-o. De fiecare dată este sănătos să urmărim instrucțiunile pe care producătorul ni le oferă. Și dacă acest producător spune că vom folosi aproximativ 500 de grame de gazon pentru 15-20 metri pătrați, asta înseamnă că pentru suprafața noastră vom folosi destul de puțin, cred că aproximativ 2 linguri de gazon sunt suficiente. Vedeți că are o sămânță lunguiață, un bob lunguieț, care va exploda în pământul nostru și din care vor ieși firicele, firicele, firicele. Eu voi pune destul de mult pentru a avea un gazon des, îl împărțim cât de cât echilibrat, nu lăsăm locuri goale, așezăm toate semințele deasupra pământului. Am făcut practic o păturică de gazon pentru acest vas în care vom așeza apoi, când gazonul va crește mare, ouăle de Paști. Următorul pas foarte important, înainte de a așeza următorul strat de pământ foarte subțire și fin, este să ludăm cu un astfel de dispozitiv, un spray, pentru a nu mișca semințele și a le păstra umiditatea. Este foarte important că atunci când deludăm în prima perioadă, până prinde primele firicele de rădăcină, să păstrăm poziția semințelor, să nu le deranjăm. Să le lăsăm să crească exact așa cum le-am așezat în farfuria aceasta. Voi puteți folosi orice fel de recipient.
puteți folosi chiar și o farfurie. Important este să nu lăsați foarte mult, pentru că ați văzut, fiind o grădiniță mică de gazon făcută așa pe repede înainte, nu o să-i facem o tăviță cu găurele, pentru că noi ne propunem ca acest gazon să-l folosim până la sărbătorile pascale, după care, evident, dacă o să ne placă, o să-l transplantăm cu totul în grădină. Acum, peste acest covoraș, o să pun foarte puțin pământ, o să presar numai puțin pământ așa, cât să acopere puțin peste gazon. Puteți folosi, dacă aveți nisip curat, atenție să fie fără sare, puteți să folosiți și nisip, cât practic să-i facem o foarte, foarte subțire pătrică, pe care o vom muta din nou, atenție la bulgăraș. Presărăm toți bulgărașii deasupra, îi sfărâmăm de fapt și îi presărăm deasupra. Nu lăsăm bulgărașii întregi, pentru ca să nu creeze o greutate pentru firul care iese și care va fi foarte, foarte, foarte subțire. Mai ud încă o dată. Ud destul de bine, dar vedeți că practic pulverizez apa, deci nu punem apă cu cănița sau cu sticla în momentul acesta de evoluție, și o să mut acest vas la soare, așteptând să vedem cum răsare gazonul verde. Între timp vom munci și la cea de-a doua grădiniță cu gazonul japonez. Este un gazon japonez și specific acestui gazon este că el conține și foarte multe floricele. Este un gazon pe care îl putem planta în locuri ferite, picioarele trecătorilor. Practic acest tip de gazon nu poate fi pus pentru zone care sunt populate. Este o cutie foarte bine legată, pe care o voi desface cu grijă, astfel încât să nu pierd din semințe. Înainte de a începe să distribui semințele, o să-mi șterg puțin mâinile, să nu fie umede, pentru a nu se lipi de degete toate aceste semințe foarte mici. Foarte mari diferențe între acest gazon și celălalt, nu o să le vedeți la nivel de sămânță, dar el, semințele aparțin de la mai multe tipuri de plante. Le vom distribui la fel, în funcție de cum scrie pe ambalaj, și pe acest ambalaj producătorul ne specifică că trebuie să folosim aproximativ jumătate de kilogram la 20 de metri pătrați de teren, ceea ce înseamnă că câteva linguri, așa ochiometri, cât să acoperim tot pământul, sunt suficiente pentru tăvița noastră, din care vor sări gazon, dar atenție și floricele viu colorate, micuțe, viu colorate, mov, roșii, galbene, sunt floricele de câmp, de fapt, care se descurcă și își împart pământul, sunt compatibile cu acest gazon. După ce l-am plantat și pe acesta, după ce l-am întins pe suprafața tăviței mele, o să ud din nou cu puțină apă, pulverizez apa astfel încât să nu mișc semințele, deci foarte, 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 foarte încet, cât să se umezească și să poată să prindă rădăcini, după care voi veni și aici cu un strat de pământ suplimentar, o păturică, astfel încât, haideți să-i spunem, să nu îi se facă frig gazonului japonez la noi în țară. Le vom acoperi foarte puțin semințele. Prin urmele care rămân de pământ, chiar o să putem să vedem semințele de dedesubt. Nu trebuie acoperite, nu trebuie pus la adâncime. Gazonul va ieși suficient, va încolți suficient de repede, în funcție de câtă căldură îi vom oferi, și câtă lumină, și evident, și câtă apă. Am terminat și cu gazonul japonez, mai udăm puțin. Și spargem, așa cum v-am recomandat, toți bulgărașii. Și dacă găsim pietricelele, vom scoate în afară, sau dacă găsim bucățele de scoarță, în general, pământul acesta de flori conține și bucățele de scoarță, sunt foarte utile pentru că mențin umiditatea solului atunci când punem apă și, dacă, Doamne ferește, uităm să le udăm la timp. Prin aceste mici bucățele de scoarță care le regăsim în pământ, apa se mai păstrează puțin. Desigur, nu e bine să le lăsăm neudate plantele, mai ales atunci când ele trebuie să încolțească. A doua tăviță de gazon japonez este gata. Rămâne să le punem și două indicatoare, astfel încât să putem să deosebim care este gazonul japonez și care este gazonul normal. Gazon japonez. Gazonul japonez este aici și îl vom recunoaște după acest indicator.
și gazon simplu. Îl punem aici. Practic, nu ne vom păcăli atunci când vom vedea ce iese, pentru că avem cele două indicatoare, inclusiv cu data la care le-am plantat. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Abia aștept să văd ghivecele voastre cu gazon. Pentru mâine am o mare surpriză în ceea ce privește acest miraculos strat de verdeață, gazonul. Abia aștept să facem împreună personaje din gazon. Pe mâine, așadar, pe pagina de Facebook, aștept poze cu întâmplările voastre, care le vom premia la sfârșit cu produsele pe care le vedeți în grădina Operei Comice pentru Copii. Salutare!